Joia aceasta, în sala Manole din incinta Palatului Arhiepiscopal, în prezența înalpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a fost organizată Gala 10 pentru tineri. Ierarhul a oferit premii elevilor care au obținut media generală 10 în timpul anilor de studii, dar și celor care au avut rezultate foarte bune la olimpiadele județene, naționale și internaționale. Felicitări și mulțumim lui Dumnezeu pentru voi și pentru toți elevii din România și toți elevii din lume. Dar acum mulțumim lui Dumnezeu pentru voi că depuneți efort, cu toate că aveți performanțe din acestea, lăudabile cu adevărat și meritorii și de laudă, nu vă arătați și nu sfidați și nu vă arătați oameni normali. Pentru că un om de știință, de carte, nu? Și cum sunteți voi și de preocupare bună la învățătură, nu? Veniți ca un drept, ca un model pentru ceilalți elevi, colegii voștri, și sigur că ei nu trebuie să se supere, Doamne ferește. Mulțumim părinților voștri care v-au născut, care v-au crescut și vă cresc și vă protejează și au grijă de voi. Iar profesorii minunați, sigur că un profesor este un maestru. Este foarte adevărat. Și dacă profesorul realizează cu pruncii aceste performanțe, e de apreciat, e de mulțumit și lui Dumnezeu și domnilor voastre, profesorii, profesoarele, că aveți această bucurie a muncii împlinite. Au fost oferite premii care au constat în diplome, în bani, în obiecte bisericești foarte prețioase. Toate acestea au fost dăruite din darul înalpreasfințitului Părinte Calinic. Copiii au fost foarte bucuroși de prezența ierarhului nostru, au fost foarte emoționați de locație și de toată organizarea și rugăm pe bunul Dumnezeu ca anul viitor să premiem și mai mulți copii, să fie și mai mulți tineri de 10, pentru că avem nevoie de rezultatele lor. Mă bucur mult că s-a întâmplat acest eveniment și sper ca pe viitor să le fim mult mai mult alături. Încep pe partea financiară, mă refer, în mod un sprijin mult mai bun. Le urez felicitări celor 10 și sper ca pe viitor să fie mult mai multe persoane implicate în realizarea acestui eveniment. Suntem onorați și în același timp binecuvântați de Dumnezeu că am ajuns astăzi pe aceste meleaguri. Elevul meu a luat locul întâi la limba latină și merge în Italia, la Sulmona, patria lui Ovidiu. Este foarte bine că Arhiepiscopia Argeșului și a Muscelului se implică în această activitate. Este o binecuvântare pentru noi și mai ales pentru elevul nostru, care a obținut și care este întotdeauna primus inter pares. Noi am învățat la latină pentru că, așa cum spunea Eminescu, limba latină este limba strămoșilor noștri, iar noi avem obligația, chiar îndatorirea morală, să îi învățăm pe copii. Vreau să-i mulțumesc înalpreasfințitului pentru această premiere și îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat meleagurile cu un astfel de ierarh. Acest premiu semnifică pentru mine o recunoștință din partea înaltpreasfinției sale. Este primul eveniment deosebit de acest fel din viața mea. Este o onoare pentru mine să primesc de la înaltpreasfinția sa Calinic acest diplomă. Sunt foarte fericită, îi felicit pe toți pentru că merită. A fost greu, este o muncă asiduă, dar o muncă frumoasă, care merită până la urmă. Cu toții avem o mare satisfacție atunci când ne vedem un astfel de moment de premiați. Cred că merită orice sacrificiu. La final, elevii premiați de la Liceul de Artă Dinu Lipati din Pitești au susținut un scurt concert instrumental. Thank you.